Vă salut, prieteni, sunt Doru Pop din Seattle, mă bucur să fiu împreună. Doar o scurtă introducere, o să postez în continuare un audioclip ce l-am tăiat dintr-o prezentare mai lungă și aici este o femeie care vorbește și se pare că vorbește undeva în zona Aradului și de aceea am pus acea parte în care amintește despre Arad. Și aș vrea, dacă știe cineva, dacă recunoaște cineva vocea acestei femei, să-mi spună cum se numește ea, pentru că aș vrea ca să comentez așa zisa prorocie sau descoperire a ei, dar vreau ca să știu despre cine este vorba. Deci scrieți la comentarii dacă știți cum o cheamă pe femeia aceasta și de unde este ea. Vă mulțumesc și salutări! Să ne vedem cu bine data viitoare, dacă Dumnezeu va permite aceasta, oricând va fi aceea. La revedere! Deci asta în vremea asta am intrat. Deci dacă Domnul mi-a arătat asta, într-adevăr, am intrat în vremea asta care cu repeziciune. Mesajul acesta, deci, este din seara aceasta. Mi-a arătat Domnul, deci, din zona Aradului, din vestul României, ca slujitor al Dumnezeu, ca copil al Dumnezeu răscumpărat. Dacă vrei să dai mai departe, poți să dai, dar am intrat în vremea sfârșitului. Deci, cu adevărat, acesta este semnul fiarei. Nu îl spun eu acum, ci au spus zeci de mii de oameni și necreștini și creștini care cu adevărat sunt cu nanocipuri de control și de schimbare ADN-ului. ADN uman este unicitatea, mai bine zis, ești tu însuți, care nu are nimeni voie să se atingă. ADN-ul nostru este sufletul nostru. Noi suntem unici. Nimeni nu are dreptul să se bage în trupul uman decât Dumnezeu. El a pus acolo orice. Acolo este secretul, este taina sufletului. Trupul unui creștin este templul Duhului Sfânt, afară doar dacă abuzează ca martir. Deci, în momentul în care ei fac asupra trupului, cum au fost ăștia închiși în temnițe și au plătit prețul și chinuit și omorât și au făcut ce au vrut cu trupul lor, într-adevăr, atunci acești slujitori, frați, copii al lui Dumnezeu răscumpărați, au fost martiri. Deci, afară de a veni abuziv oamenii legii sau ceilalți care vor da legi și atunci te ia și te omoară și poți să-ți facă injecție, să te injecteze, te omoară, atunci ești deja pe postul de martir. Deci vreau să spun exact ca să se înțeleagă, cred că ceilalți care vor auzi și mesajul acesta vor înțelege cu adevărat am intrat în ultimele clipe și mi se dă în duhul că nu mai este timp de nimic. Chiar veneam în seara aceasta și cugetam așa și o voce din lăuntru meu, nu mai este timp de nimic. De nimic, de nimic, ci doar de pregătire. Deși fiecare când avem acasă face o curățenie, face o ordine, doar atâta tot, dar ca să ne mai facem plan de viitor, nu mai există pentru noi. De asta cred că din seara aceasta cei care vor auzi mesajul ăsta sau chiar noi care suntem, mi se dă cuvântul ăsta așteptând și grăbind venirea Domnului. Deci noi avem motiv, cei care știm că avem de plătit un preț, suntem copilul Dumnezeu, noi avem motiv să așteptăm și grăbind venirea Domnului. Glorie Domnului, deci acesta este cel mai mare semn că Tatăl, nunta este gata, Osana, aleluia, toate sunt gata și vine mirele curând să-și ia răscumpărații lui pe nori de slavă. După aceea, cu adevărat, chiar dacă trecem prin lepădare de credință, așa cum a spus Domnul, nu va fi vinerea Domnului, va fi lepădare de credință, dar știm că după aceasta vor veni plăgile și urgiile, când spune că oamenii își vor mușca limbile de durere, iar toți cei care au primit semnul fiare vor fi chinuiți, deci inimaginabil înainte de a muri și de a se duce dincolo în focul veșnic etern care este aruncat diavolul cu ința morților, prorocul mincinos și fiara.